Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Iar suntem la filmulețul minunat cu becul minunat. După cum se vede, l-am desfăcut. Aseară mi-a zis nevastă mea, am întrebat-o de ce l-a dat jos, cum v-am spus și în filmulețul celălalt. L-a dat jos că făcea ca toți dragii cei care este straboscop, nu mai știu nici să vorbesc. Acum ar zice unii, nici că ai știu vreodată. Am făcut o țigănie. Una bucată fasung sau dulie sau bla 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 sau trala, că mi-a scris unul fasung dulie, nu e același lucru. Tot ce e posibil. Ca să fie ca lumea, domnule, că data trecută au fost probleme. Au zis mulți că e din cauza la fasungul ăla cu întrerupător și cu priză, că nu e bun. Că LED-ul sau neonul, că de fapt neon e de la întrerupător. Deci ideea e, haideți să-l băgăm în priză, să vedeți că și acum la fel face. Da? Nu-i fac reclamă lui Comtech, nici nu mă iau de ei, dar nu e ok câteodată să găsești de-astea. Bine, a scris bine cineva la un comentariu, bec 45, 50, 60 de lei. Dacă ai și pretenții la un bec de ăsta, înseamnă că ești grămadă făcut. Deci nu mai avem neoane, chestii, trestii, da? Intră direct. Ups. Dar ce se întâmplă, domnule? Acum o să zică toată lumea, l-ai modificat, cine știe ce ai făcut, cine știe ce bla bla bla. Uite, o să aduc un bec să-l testăm și tot Comtech. Asta ca să nu avem probleme, că e fasungul, ai mozlui fasungul, ai becul Comtech. N-are probleme, n-are nimic. Bun. Hai să-l punem și pe fratele Miriam. Da? Apropo, pentru cei care nu știu, LED-ul nu are filament, da? Era o glumă. Nu se scutură. Îl băgăm la loc. Punenea Comtech. Mai zic că l-am desfăcut. O să vă spargă ochii acum. Dăm afară și să vedem ce are pe aici. Deci nu e vorba de lipituri, că nu are lipituri. După cum vă uitați, are niște cleme destul de avansate pentru Comtech. Da, știu, eu am ceva cu Comtech. Dacă nu vă convine, să-mi spuneți și mie unde dracului, pe ce piață în Zimbabwe, unde vreți voi, ați mai văzut firma asta. O ce piață să mai vinde Comtech sau Hof alu Dedeman, altă Chinatown. Ce îmi place că îi lipsesc ledulețe, deci are pe asta, pe aceeași placă, vine ceva de putere mai mare, te dă pe spate. Da? Deci problema e aici, la plus și la minus. Pentru că el intră în... L-am dat afară, să vede clar că l-am dat afară. L-am pus la loc, i-am strâns astea, bineînțeles că nu face contact. Cred că o variantă ar fi să-i dăm un pic de fludor acolo. Dacă avem și jucăria caldă, era mai bine.
Da, o să-i dau un pic pauză și dăm un pic de fludor. Să vedem ce se ștrumplă. Să încălzească bobiț. Și dacă vedeți acolo, contactii sunt doar pe o parte. Pe partea asta e blank. Deci pe partea asta nu face contact, deși are plăcuță. Bine, să țină mecanic acolo. Doar pe partea asta. Aici are partea de contact de la driver de jos și o să-i dau aici, pe partea asta, un pic de fludoraș. Să vedem dacă și vrea. Vai de capul meu, deci nu pot să trag un cablu ce e aici pe masă. Reparație Beck Comtech. Bineînțeles că nu o să vrea, sigur. Adică pe placă, nu știu cât se va lipi, dar pe oțelul ăla, ca așa pare, mai e greu. Măcar să-l blocăm dracu mecanic. Acum prizele astea măzluite e o conspirație împotriva lui Comtech. Pe câtă minte poți să aibă, ca ți-ești mintea ta? Câtă minte să ai să te ducă căpățâna la așa ceva? Hens albina. Tot face sau mi se pare mie? Păi cum? Deci n-are treabă lipitura aia. E ceva din driver. E lipit prost. Oricum, când face așa, e vorba de un condensator care e papatul tu. Da? Deci nu e vorba de nimic Beck care nu are 10 ore de funcționare, dar pe cutie scrie 15.000. Că pe mine asta mă enervează. Bă, frate, scoți un bec la 5 lei să fii sănătos, fă profit, fă ce vrea mușchiul tău. Scrie 1000 de ore de funcționare. Da? Nu-mi scrie prostii. Hai că ne-am lungit și la filmulețul ăsta. Doar ca să le demonstrăm la unii că n-am nimic cu Comtech. Comtech are ceva cu noi. Da. Cam asta la filmulețul ăsta. Ne vedem la filmulețul următor. Bye bye!